Dumnezeu nouă și zic, Doamne, Doamne, și mă rămâne de asta, oameni, să-i stați să zic că eu sunt în altul și venit că e voi și mă gândeați-mi de nou sus și altul, zic că nu e tot atunci, oricum, Doamne, 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 Thank you.
Pane. A ještě mi se thank you.
Și bună și în veci, veci.
Thank you.
și acest glas noi l-am auzit. Petru a zis către Iisus, Doamne,
Și poporându-se
și să ne strădinoare la creștini. Să Să-i pomenească Domnul.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Lord, 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 Lord.
Thank you.
Thank you.
Aleluia, glória, 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 glória,
Come on, 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 come on
am văzut din Grecia care este cu nostru prieten, dar și din Ucraina care mă dorește. Iubiți drept credincioși creștini, așa după cum știți, prăzim astăzi Sfântul și Marele Frate Pastorul de Față al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Acest mare frate a fost așezat de Sfântul Vigilii, când l-am venit în anul 1947, s-au hotărât cu Vigilii de atunci, care era cu bătrânii, care era atunci aici în Sărbara, care au auzit credința ortodoxă neștiurită și au hotărât să facă aici Sfântul Vigilii în Mântuirea Sfântului. Binecuvântarea care s-a dat de către Sfântul Vigilii, rugăciunea necomenită care s-a făcut de către Sfântul și către ceilalți părinți care s-au adunat cu credință. Orca care a coronat-o, tipicul care l-a adus la Dumnezeu Lanțul, care nu este privinit până la dragul. Toate acestea au făcut ca Dumnezeu să care să treacă prin amintii de obiect, dar care să existe, să fie astăzi, așa după cum o vedeți dumneavoastră în momentul de astăzi. Toate sunt binecuvântările Mântuitorului Iisus Hristos, pentru eliminatul Lui, sunt rugăciunilor făcute de Sfântul Vigilii. Și nu numai de Sfântul Vigilii, de toți acei părinți care au ascultat, care au trecut dincolo în viața veșnică, s-au încredicat în părăția cerurilor. Nu mă înțeles că mulți dintre cei de care au primit eu bătrânii aveau viață deosebit. Sigur că Dumnezeu, Marea Lui deosebirii, a mântuit pe o părăcioși și cine ne-a mântuit și cred că este drept la poverință și creștii păcătoși. Dacă creștii păcătoși a mântuit pe păcatul, pe desfărata, pe ceilalți oameni mari, pe bărnișul, cum să nu mântuiască creștii care ne sfârșesc lui? Numai cu frică de Dumnezeu și cu dragoste și cu ascultarea care este cu mine să fie să mântuiesc în mănăstire. Pentru dragă la Iisus Hristos, în astăzi întâlnim, sunt răgăvați, doar să adunați întâlnim, atât mai departe de creștinița Mântuitorului. Și ne-a dus în anumit direcție de cele cât de Evanghelist Matei, din Evanghelia de astăzi. Că după șase zile, după care și șase zile, când Mântuitorul vin și cu ucenici și cu alți oameni, dar a întrebat Petru și Iosef, cine din oamenii pe suget s-a ridicat cu Domnul Petru, care din partea Sfântului și-a adus pe Hristosul, Fiul Dumnezeu și Dumnezeu. Dar înainte de acest lucru, Mântuitorul a spus un lucru. Sunt unii dintre voi care stau aici, dar nu vor gânta moartea, până nu vă plecea pentru omul venit într-o slavă sa. S-a rugat și gând. Părinte, slăvește-mă la tine cu slava, cu slava care am avut-o la tine mai înainte de altul lumea. Asta a fost puțin mai înainte. Și-a auzit cu un glas care de lumine. Am prostărit și voi prostărit. Mântuitor și-a luat trei martori, deci cu muntele Calvarului. Iar atunci în Galilei, pentru că muntele Calvarului stau în întâlnitul Galilei. Era un rog munt, iar a stat afară de muntele și-a luat pe trei. Deci cum l-a luat Domnul, i-a fost prima mântare de pe lui și i-a dus pe munte sus. Noi acum ne ducem cu mașina. Este drum de mașină, dar atunci Mântuitorul s-a urcat pe muntele din Apostolul de Jos și a fost Mântuitor toată și s-au astenit de urcarea muntelui, că este de sus în neamă.
Și apostolii s-au zis, voi odihniți mai puțin, eu mă duc un pic să mă rog. S-a depărtat de la timp și puțin, s-a rugat părintele lui. Și în acel moment a strălucit strălucirea dumnezeiască, strălucirea Dumnezeiei lui. Dar s-a făcut și un zgomot oarecare care s-au părăsit ucenicii de obosteala o anumire. În acel timp că Mântuitor era învăluit în lumină, s-au trezit și au văzut pe Mântuitorul că vorbea cu Moisei și cu Ilie. Spune Sfântul Grigore de la Mană, ce au poruncit Pământului să-l aducă pe Moisei și cerului să-l dea pe Ilie. Ca să nu creadă așa cum ziceau oamenii, că unde zice că e doar Prăvăzătorul Ilie, e sau altul din proroc. Ca să vă vadă pe ele cu Domnul prorocilor și stăpânul prorocilor. Să vă vadă Mântuitorul vorbea și Mântuitorul despre plecarea lui din această lume. S-a apropiat de ei la misiune Dumnezeu care de pământ. A misiunii sale de pământ. Și a zis Mântuitorul, s-a atins de vede și i-a găsit, i-a găsit ca din somn. Și-au văzut slava lui, slava ca omului născut fără de moarte. Zice Dumnezeu atât a scobosit puterea Dumnezeiei lui, cât să nu moară ucenicii. Și ori în loc să poată suporta așa ca lumea dumnezeiască. Toți sunt umbrigorii. Așa că este un desarog cu legumul, zice, de la mai multe lucrări despre lumina necreată, care ne-a făcut la oameni vedere, ca la noi Macalanul, din Galatia. S-a scris foarte de multe că Sfântul Grigori asupra acestei lumini Dumnezeu a Mântuitorului de pe membrele tablomului. Iar lumina dumnezeiască nu era o lumină creată, cum este soarele, este lumină creată. Lumina Dumnezeiei izvora din corpul Mântuitorului, din ființa Mântuitorului. Și aici este o dăvățire de aia de tot a Sfântului Grigore, zice Luca spune de 8 zile, după 8 zile. S-a arătat Mântuitorul slava lui. După 6 zile a mai face lui. A venit ziua de odihnă. Așa arăta Mântuitorul slava lui. Slava Dumnezeu sare de cambiat de morți. După 8 zile, după sfârșitul acelui viac, se va face cer nou și pământ nou. Și împărăția lui va fi împărăției veșnice. Și Fiul Dumnezeu, fiii cei care sunt botezați în numele Sfântului de Rei, să numesc fiii împărăției cerurilor. Și noi creștinii toți, fiecare de la mici la mari, avem nădejde de botez curățindu-ne de păcate și de lăsesc și spovedanie curățindu-ne de păcate pe care le fac de plinii vieții, vom câștiga aceea învierii a Părintelui, celui ce ne trebuie moartea Mântuitorului, prin învierea Mântuitorului și ridicarea păcatului, cum spune Sfântul Apostol Pavel, ridicarea zidului din mijloc, dintre Dumnezeu, Părintele și omenirii, care era păcatul. Asta s-a făcut prin moartea crucii Mântuitorului. Deci prin această rupire a despărțirii zidului, ne unește cu Dumnezeu, Părintele. Și Mântuitorul este mireasa
bisericii, mirile mirele biserica și mirile este Mântuitorul, mirile și stăpânul cel mare al bisericii. Deci El este acela care a stropit cu sânge fața acestui pământ și apoi o dat în la sfințit și a sfințit aile prin înălțarea sa să dumnezeiască și prin aceasta a demonstrat că El este Făcătorul și Zidicătorul tuturor, a celor văzute și a celor nevăzute. Și pentru asta și noi, vechi credincioși, avem nădejde. Că dacă Dumnezeu a mântuit, zice, n-am venit să chem pe cei drepți la pocăință, ci pe cei păcătoși. Deci Dumnezeu știe pe fiecare, spune că, spune Sfântul Apostol Pavel, Dumnezeu trece prin inima noastră ca o sabie cu două ascuțișuri, care trece prin adâncul inimii. Poate cele ce noi încă nu le știm și avem în inima noastră, Dumnezeu mai înainte din noi le știm. Și pentru asta și noi trebuie să avem nădejdele, că această lucrare dumnezeiască nu rămâne fără rezultat. Moartea Mântuitorului nu rămâne zădarnică. Cum l-au întrebat pe Sfântul Antonie, un filozof, cum te poți mângâia sa, ce mângâiere ai, dacă nu știi carne? Zice filozofii, cerul și pământul este o carte deschisă. Eu citesc veșnic în această carte mărețiile lui Dumnezeu. Zice, niciodată nu încerc să laud pe Dumnezeu din mărețiile Lui. Cum spune prorocul Moise, zice, Doamne, Tu m-ai trimis la Faraon. Eram odată la București, în 2004 am găsit o predică, unde am amintit un lucru pe care vreau să-l spun acum. Că spune Sfântul Iustinu Artirul, în cartea Dialogul cu Iudeul Trifon, că toate arătările care s-au făcut în Vechiul Testament s-au făcut de către Mântuitorul, atât în rug lui Moisei, cât și lui Ilie în Coreb, cât și la ceilalți proroci, lui Iacob, Patriarhului, lui Abraham și celorlalți a fost Mântuitorul. Zice, cel care trebuia să se întrupeze ca să mântuiască omenirea, acela s-a arătat tuturor, atât patriarhilor, cât și prorocilor. Pentru asta el a venit, s-a întrupat, a luat trup din Sfânta Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, ca să mântuiască neamul omenesc. Dar ca să nu creadă ucenicii că nu este, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, zice, îl vedea putin și îl vedea mâncând. Îl vedea bun, îl vedea dormind, îl vedea obosindu-se. Zice, de multe ori în mintea lor juca gândul că nu este Dumnezeu. Pentru că asta nu este a firii dumnezeiești. Dar când vedea morții, când vindecau orbi și vedeau, când vindecau orologii și leproșii, asta era lucrarea dumnezeirii. Dar înainte de patem acea de bună voie, a făcut această mare descoperire ucenicilor celor trei, Petru, Iacob și Ioan. S-a schimbat la față muntele Tabor și s-a făcut pe Sfintele albi ca lumina și fața lui mai mult decât strălucirea soarelui. De ce? Ca să demonstreze că El este stăpânul prorocilor și a vorbit cu Ilie și cu Moise, să arate că este stăpânul prorocilor. Pentru asta Mântuitorul, ca nu cumva ei să creadă că pătimește din neputință, le-a demonstrat că are slava cea dumnezeiască și este în stăpânirea însuși a Mântuitorului, dată de Dumnezeu Părintele. Pentru asta, iubiți credincioși, s-au întărit în credință,
să se întărească și când va plătimi Mântuitorul, să nu se îndoiască. Să creadă că de bunăvoie plătimește pentru mântuirea omenească. Că dacă n-ar fi vrut, pentru că atunci când Iuda mergea cu cei 2000 în grădina Ghetsemane și a întrebat cei din vruntii, cine ești tu? Unde este? Tu ești Iisus Nazarineanu? Eu sunt. S-au întors înapoi și au văzut ca și lumea ar fi lovit o furtună puternică. Și au întrebat, de Mântuitorul două oară, tu ești Iisus Nazarineanu? Eu sunt. Iar au căzut. Zece corodeauri, ca să-și dea seama că s-a apucat de un lucru peste puterile lor. Și atunci a venit Iuda și l-a salutat. Și atunci a zis, Iuda, cu salutare, a venit pe Petru omului. Și atunci Petru a spus, sabia, să ia trăinul, ia trăinia, slugea tereului. Deci ea trebuie credincioși. Acestea sunt lucrările lui Dumnezeu care noi le amintim din an în an. Ca și noi, ca și dumneavoastră, ca și fiii dumneavoastră, să nu se îndoiască niciodată de lucrarea lui Dumnezeu în lume. Vedeți nenorociri pe care se întâmplă astăzi în lume, nu se întâmplă la voia întâmplării. Prorocile au spus că va veni schimbarea vremurilor. Au venit schimbarea vremurilor, a venit. Vedem unde ninge vara. Vedem unde n-a fost căburi de 32 de grade, 35 de grade. Vedem alte lucruri care nu s-au mai întâmplat până în zilele noastre. Iată schimbarea vremurilor. Iată împlinirea prorociilor. Deci, spune Mântuitorul, o cintă și o iotă din lege nu va trece, pentru că nu vor fi toate. Deci toate se vor împlini, iubiți credincioși. Noi nu trebuie să ne îndepărtăm de credința moștenită de la Sfinții Părinți. Trebuie să las scris, pentru că trei persoane care au fost cu mine atunci, când patriarhul Teodor al Ierusalimului a spus următorul lucru în 89, a fost în audiență la dânsul la Ierusalim și a spus, mergeți în țara voastră, păstrați credința curată a Sfinților Părinți, cum o păstrăm și noi aici, că noi la Ierusalim nu vă vom schimba niciodată. Era cu preasfințitul Ghenache, Dumnezeu să le ierte cu părintele Teofilac, care și el e plecat dincolo, să le ierte Dumnezeu și cu nepot, Ion, inginerul care și el a plecat dincolo. Deci trebuie să le las scris ca nu cumva aceste cuvinte spuse de Patriarhul Teodor să fie uitate și să nu fie și utile. Pentru asta și noi, iubiți credincioși, având, cum spune Sfântul Apostol Pavel, atâta nori de mărturii pus împotrivit împrejurul nostru, să nu rămânem necredincioși. Vedem minunea lui Dumnezeu, au fost ploi, au fost furtuni, au fost vijelii. Iată azi Mântuitorul ne-a binecuvântat cu o zi așa de frumoasă în care putem să-i mulțumim din toată inima, din tot sufletul nostru, pentru darul dăruirii. Și soare și frumos, nici prea cald, nici frig. Asta este lucrarea lui Dumnezeu și darul lui Dumnezeu. Pentru asta, iubesc credincioși, vă mulțumesc. Mulțumesc conducerii supremea statului, centrale. Mulțumesc conducerii județului, Suceava. Mulțumesc că domnul comandant al jandarmeriei și supușilor săi, care au păstrat liniștea și lucrarea bună pentru desfășurarea Sfintei Slujbe în mănăstirii. Vă mulțumesc dumneavoastră, tuturor mulțumesc preasfințitilor din Grecia,
de Sfânta Ambrozie și Climen, mulțumesc de Sfântului Demosten că la 90 ceva de ani nu are curajul să vie să vadă unde a venit de la început în mănăstirii. Pe atunci nu era ca mult. Așa, deci preasfântul e un veteran al Bisericii de Noastră. Merită tot respectul. În dragă mea, vă mulțumesc din inimă și din suflet. Să vă plătească Mântuitul o dragă ca și o stineala. Să vă plătească dorințele. Lumina schimbării la față să fie în inima dumneavoastră a tuturor și a fiilor și a fiicelor și a părinților dumneavoastră a tuturor care i-a intrat să fie lumina prezentă în inima prezentelor voastre. La mulți ani și Mântuitorul să fie din Dumnezeu din binecuvântarea Dumnezească în veci. Amin. Să trăiți noaptea sfințită, stăpâne! Lasă fraților arhivei și preu, monași, monachii și frați creștini. Îi mulțumesc pe Sfântul după Cuvință cel frumoasă, în mănăstirea Stătioară, pocarul a ortodoxiei, unde s-a menținut aproape 100 de ani, dreapta credință, prin vor și rugăciune, vărsare de sânge și plângere mult, în fața Dumnezeului. Eu nu cred ce văd acum. Acum 50-60 de ani trebuia să fugi că de unde te plângea te-a ajutat. Acum văd arhierei și preot. Acum văd preot și popor care se înge. Să faci slujba frumoasă ca în cer și pe pământ. Auzim o Evanghelie dumnezeiască cum Mântuitorul merge în Muntele Tabărului. Cu trei ucenici, ca să-i credințeze că el nu este un proroc, ci este Dumnezeu adevărat. Atunci, Tatăl din ceruri a strigat, acesta este Fiul meu cel iubit, prea acesta s-a ascultat. Așa este și acum, frate creștini, Mântuitorul se pregătea pentru să treacă la Sfintele Patimii. Iar noi acum ne bucurăm că viața Răsfântul Crincherii și ceilalți sfinți care s-au șterpit pentru credință. Sfântul Crincherii de mic a fost în lăcat. Când a fost preoția să aștepa calendarul, cum spune Sfântul Apostol Pavel, care credință sa pușcărelui este să-l chipă Sfântul Crincherii. Acum este o viață dumnezeiască, unde așa sunt aceste pustii, plângându-mi Părintele David, Doamne, vom mai vedea cu dată lumina dumnezească, cum o vedem noi astăzi. Atunci ar vede pe Galaxion, Arșeleu, și vede la popor că vedea la fiecare om cât o icoană. Era spus să ia și o icoană, Crincherii, ce-ți dau crucea. Că ai să duci să faci în mănăstirea Stătioara, care să lăveze pocarul ortodoxiei, care iată nu poate să gândească, că așa cum a spus Mântuitorul, unde sunt eu, acolo și-o doua dragul, și a trat la cărbăcție în locul lor. Aici, fraților, ne bucurăm de ceea ce am văzut astăzi în toate zilele. Dar cum plângea Sfântul Crincherii altă zile? Cum a fost înconjurată această mănăstire? Numai cu minciuni. Și atunci și la Mântuitorul
în locul mare, că e contra statului, să-l omoare cu măcitorul și a trebuit să se servească pentru mântuirea noastră. Așa este și acum, fraților, Sfântul Cuchieră să bucură care arhirește preot bun să-i ascultați. Sunt după canoane, fiindcă Sfântul Cuchierea constrânesc în Sfântul Munte și la Ierusalim cu binecuvântarea Mântuitorului, care spune voi mergi la toată lumea, propovăduți Evanghelia la toată zidirea. Cine se va păduza și va crede, se va mântui și nu se va mântui. Așa, fraților, e postul mai și a dormirii Maicii Domnului. Mântuitorul a stat cu ani de zile, striga toată noaptea Maica Domnului Năsam. Maică, ajută-ne că e credința adevărată și așa că pământitorul om jertfit pentru o minciună, dar s-a înțeleg pentru că o îndreaptă credință. Așa și Sfântul Cuchieră, fraților, să bucură că merg are preot și convenie că pe biserica e liberă. Ne frică de ea. De ce nu ne frică că nu face păcatele? Dacă e apostolul, apostolul Sfinte Maicii Domnului, tot poporul Sfinte Pruște Pasă Mare posteau fraților, să împărtășeau și o să așa plecau la luptă. Din costur mi-a spus, cine mă omora pe voi așa? Ei se iau un nume militar, care a Sfântul Gheorghe, voi aia au pune pe toți. Fiindcă Sfântul Gheorghe a purtat în răsălugere la putere. Și mergea pe Sfântul Gheorghe și cei la Sfinți, la toate Sfintele, mergea cu vârșii. Ce gândiți dumneavoastră, așa cum vedem și acum, la jumătate s-a făcut. Mulți au murit prin mușcării care mă întripa cu ormul la meu, alții la canal. Astfel s-a făcut mușcărie grea. Eu nu mai spun nimic dacă mi-e și rușine. Și în primul rând nu cred eu unde a fost și bun m-a scăpat Dumnezeu să stau în fața dumneavoastră să spun aceste lucruri. Fraților, nu mă înșelați de diavolul. Fraților, nu mă înșelați de înșelăciune urâtă. Să-L vedem pe Sfântul Spiritor. Cum mi-a stupat cura lor și în rebuni care vorbeau lui? Vicente Rostiopre, dacă ești om deștept și vorbești bun, să se ține cura. Iar dacă vorbești contra Dumnezeu, să fie mult ca un diavol. S-a rămas mult. Oare Sfântul Nicolae, cu atâta evlavie a avut și are și acum, pentru ce a dat o pană în luare? Vorbeau urmă, vorbesc cu oamenii și acum și încercați pentru Maica Domnului. Și iată să găgați Evanghelia ca să meargă mai departe și nu-și adevărat. Așa și acum, fraților, postul Maicii Domnului, care strigă și ziua și noaptea mai gata de Mântuitorul, ajută-ne, Doamne, așa cum ajută Sfântul Cuchieră, toate bisericile în țară, care sunt toate munca lui, pentru că la Cion, alți arhierei care s-au învârtit și Sfântul Cuchieră care este acum în fața noastră, să bucură că vedeți a stat aici ca o jertfă, așa cum și eu când cum vorbea cu Boba, parcă și mâncare. Păi de acela că mâncare și ca să veniți la casă dumneavoastră, cu așa asta de recomandare, aveți preoți care sunt domnici și se mărturisiți păcatele și mărturisiți în fratele că sunt timpul greu. Ați văzut și în Grecia acum azi, în încălată lucruri, fiindcă oamenii care se văd Dumnezeu, nu mai fac și acum biserici, fac alte lucruri care nu sunt dumneavoastră. Noi să trăcim la satire, părătiți Maicii Domnului și să avem grijă că dacă ați dobândit toată lumea,
ne trebuie să fie noastră. Ce-a venit să răzare și mântuire și așa să ne punem la lisa pe mână fătioară, să fie tot la ora noastră, iertat și mântuire. Să ne trăiți prea sfințite de Mosten! Sfințirea la Mărești, Franța, pe 9 septembrie, Sfințirea Bisericii, Sfințirea la Târgu Jiu, apoi mai departe, Tăcășoia, și viața fundamentală la Brustului, la Biserică de la Brustului. Tot în aceea zi, pe 9 septembrie, pe 16 septembrie, Sfințirea Bisericii de la Suceava. Acolo este o fiere de titorie a noastră. Nu a mea personală. Pot să spun pe undeva că am aflat foarte mult pentru obținerea Pământului, că acolo eu personală. Și pe 13 septembrie, pe acta fundamentală la Oniceni. Părintele care este lângă Părintele Batama, Părintele Batama, ne scuzați. Și mai am o rugăminte. Știți, ispita care a venit peste biserica, peste mănăstirea de la Roșioare, care au ars chilirii. Cei care aveți dragoste, cei care puteți, nimeni nu este portat. Deci sunt la fost în oameni că Pentru de bună voie iubește Dumnezeu. Cei care pot, cei care au practice și pot să dea un ajutor, este bine de bine. Vezi că din toți lor să fie sănători, mulți ani să dea Dumnezeu bucurie și mântuire. Acum noi facem procesiunea cu Sfintele Marele de Gurul Bisericii, de cei care nu s-au înclinat, sunt câte mame care rămânea afară în mărăiene, aveau văzut să se poată înclina până să se vină ultimul credincios. Să te vină în ultima mulți credincioane. Hai, are, tare.